Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnul Bușoi. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Dezbaterea noastră de astăzi a plecat de la o cifră a Uniunii Mondiale a Nevăzătorilor, care arată că doar 5% din cărțile publicate sunt disponibile într-un format accesibil nevăzătorilor, ceea ce este îngrijorător, pentru că aceste persoane sunt discriminate în privința accesului la cărți. Susțin obiectivul negocierilor actuale în cadrul Organizației Mondiale a Proprietăților Intelectuale în vederea unui tratat care să garanteze nevăzătorilor acces egal cu cei fără deficiențe de vedere. Trebuie să găsim o soluție echilibrată care să răspundă acestui obiectiv și care să nu aducă în același timp prejudicii disproporționate deținătorilor drepturilor de autor. Asociațiile de nevăzători au ridicat o serie de probleme legate de obligațiile din acest tratat și care îngreunează distribuția transfrontalieră a cărților în format accesibil. Trebuie să ținem cont de aceste preocupări și să găsim soluții negociate care să faciliteze distribuția acestor cărți la nivel internațional, încât acest tratat să aibă cu adevărat o valoare adăugată pentru persoanele cu deficiență de vedere. Mulțumesc mult! Mulțumesc, domnule Bușoi. Domnul Cofferati, acum. Grazie, Presidente. Come ha sentito? Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, probabil.